frumos. Câteva clipe, n-am reușit, aici au venit poliția, au plecat deja tot poliția din Santa Clara. Haideți că avem conexiune. Vreau să vă vorbesc din satele noastre, de la sud de aici, sunt în satul meu de Baștin, la casa părintească, alături e soara mea. Numai n-am reușit să ajung 2 ore de la Chișinău. Un recidivist care a stat prin pușcăriile, nici nu mai știu care pușcăriile, Moldovei, Rusiei, tânăr, pur și simplu terorizează satul ăsta, au bătut mai multă lume, nu ca așa, dai bate, cetățenii scriu plângere la poliție, el îi bate încă o dată mai tare ca ăștia să-și ia plângere de la poliție. El are 7, 8, 9 cazuri, dosare penale pornite. Și astăzi au avut tupeu să vină să-mi bat sora mea care are 70 de ani. Un nenorocit, au luat-o urgență, a venit poliția, l-a luat poliția, l-a dus până toloc aici, că aici e într-un capăt de sat. I-a dat drumul ăla, a luat un cuțit și a venit înapoi să sară la bătaie. Am noroc, fratele meu ieșea alături. Și cumva au intervenit ca să o salveze pe sora mea, cu poliția pe loc. Eu nu înțeleg cum funcționează sistemul ăsta. Într-un caz aici, peste deal la Mihailovca, poliția au intrat și au bătut băieții și aia de eu nenorocit. Eu închis, chiar dacă nu aveau nicio vină, eu închis pe 3 zile, le-au deschis 3 dosare penale. Aici un recidivist scos de prin pușcării, terorizează măhălile astea și satul ăsta și nimeni nu vrea să intervină, pentru că poliția noastră este cum este. Lelea, dosea, ia zi-mă tale, cine e individul ăsta și ce ai avut cu el? Eu cu dânsul n-am avut nici așa, nici n-l știu puișorilor, eu n-l știu. L-am văzut pe drum, dar nici nu știu de-a cui și cum e el. A venit la poartă, cu el, avem, eu să dau la un băiat niște drum. Și el ca să iei la băiat, celălalt, el așa e, tu și chisați pe ce? Dar eu am zis că eu cu tine n-am nici, așa nu știu și nu mă știi. Eu și cu băiatul ăsta am. Și i-am spus, el a dat să intre la o gradă, a pășit de la poartă, eu știam cu mâna la poartă. Cum a ieșit, mă rog, o strigat la poartă, a ieșit. Și a pășit să intre în o gradă. Și a pășit de la jumătate de gardul trecut încolo. Și eu i-am spus, n-ai și călca în o gradă la mine. N-ai și călca, nu te știu, n-am mica cu tine, ieși. Și eu s-o bav, eu nu l-am bătut. Păi și cu salbați dacă el e tânăr. Și i-am spus, ieși. Și el cum era în ogradă, pica asta de la gard, așa ea tot. Eu zic, te rog, e mâna și nu e... Îndoie fărma gardul. Îndoie, nu-i fărma. Du-te de aici. Și eu, când i-am făcut așa, dar el nu-i fărma este. El ține pica și ea să îndoie. El zic, nu-i fărma, ieși de aici. Și l-am zis. Și eu, în timp ce nu i-am dat seama că el... Eu cum ștem ea ca așa, poarta aia, așa e mitic și asta. Ștem așa și greiem. Îmi ferește. Și cum o pălit? Eu nu știu, nu pot spun. O părit cu pumnul, dar eu zic, aveți ceva? Îi spun că aveți. Sunt flat jumătate de față. Eu nu știu, aveți ceva în mână? Dacă eu știem... Dar ea, Maria, vin mai aproape. Mă uitam la dânsul, dar eu nu știem că el ce gânduri are. Băieții mă întreabă, polițiștii, poate s-au plecat jos și au luat ceva. Nu s-au plecat jos, nu. El s-o, așa cum a fost știe. Poliția? A fost poliția, l-a luat. Stai lângă noi aici, unde duci? Pe mine m-a luat salvarea și m-am dus. M-a dus la Cimșlie să-mi fac nu știu, os. Și el s-a luat până unde l-a dus aici la toloc, eu nu știu. Și băiețelul mi-i sună, mamă, el cu cuțitul umblă pe uliță. A venit înapoi, da, poliția, a dat drumul și a venit înapoi și a luat un cuțit și vine de mai și iar la războare. Eu de-am când am ajuns, e că poliția l-a prins. Dar matale ai fost, te-a dus cu urgența la Cimișlie. M-a dus la Cimișlie să-mi fac și apoi dacă și să mă pui la spital. Dar ce n-ai rămas în spital dacă ești așa de tare lovit? Mă, n-ai față. Eu am fost acolo și am zis că nu-i... Dar nu, nu poți grăi, mă, ai 2 ore de când te-au bătut și nu ai față. Rupturi de mă duc aici la... Și ochiul e roșu, e... Și știi, și eu zic, eu nu m-am uitat la mâna lui. Eu dacă grăiesc, dacă tine cu altul și eu știu și... I-am spus, ieși de aici de un grad. Și numai i-am spus, ieși, n-ai și călcam o grad. Și el a apucat de pică, dar eu zic, nu-i ferma. Și l-am împins. Și el în timpul ăla, eu cum știam cu mâna, eu nu știu ce-o făcut. Doamne ferește. Eu tras, dacă... Și numai și eu trebuie și poliția, deci mă, ți-ai luat explicații. A doilea sau a treilea poliție de-a moment. El a fugit cu țâtul pe aici și a dus pe ulițele astea. Și poliția l-a prins, nu știu pe unde. Sinic, și iar l-a adus aici. Natalia, e când ai reușit să vii? Să sora mea mai mică, Maria. Eu, auzând și s-a petrecut, deoarece am sunat ca să vină în ospiții, și am văzut că nu ridică receptorul.
Sunt la altă soră și îmi spune și s-a petrecut și eu fugă pe o stradă mai repede. Ba de unul, nu te duri departe, vin într-un înapoi. Un vecin m-a dus cu mașina de pe drumul luat și m-a dus cu mașina până aici. Și am văzut numai secvența unde el se întoarce de la poliție, așa, dispus bine, și cuțitul mână și sare la Hișan și îi spune am cuvintele. Înțeles. O să intru noaptea și o să vă tai pe toți. Ia că este au fost cuvintele. Da, și mie mi-a spus. La care? A să vină noaptea să vă tai pe toți. Eu după ce i-am spus, dă-te de la poartă. Nu striga la mine. Nu mă știi cine sunt eu. A să vin și a să vă tai în casă și n-ați vă știe nimeni și a să vă împuțiți. Și băițelul în timpul ăla când el m-a pălit, băițelul își de împrag. El nu a știut mitelul ce a se întâmplă. El o văz că grăiesc la poartă. Și nu ieșit. Când mă văz că m-a pălit, el o puși la poartă. Și când ești băietul, el se uită la dâns și zic, a, las că eu cu tine, să mă răzbirești cu tine. Așa-i? Da. Ia ca la băiet în față și era, și când om, poliția tot așa a spus, eu... De fața la poliție? Da, da. Și... Deoarece ne-a fost elev, am stat de vorbă, da, el în mașină, după gratis, și eu în partea asta și l-am întrebat, Edic, cum ai putut Edic, tu, Edic, cum ai putut tu să faci lucrul ăsta, la care el răspunde, eu știu drepturile și în noaptea asta eu sunt eliberat de justiție și vin și totdeauna eu să-i tai pe toți. Asta a fost răspunsul, la omul care nimic, până la sfârșit în prezența poliției am discutat cu dânsul și a început a plânge și a conștientizat și ei ce-au făcut. Ia că aici s-a fost sfârșit. Și bade Ion, vine cu așa, o matalie ești mai aproape, vine, nu te nerva, vine. Seara cu ei, de amul și Petre și Ion, s-o... Păi da. Dar măcar să știi, matalie, spus că ei sunt mai mulți. Unica și ne îngrijorează, deoarece satele Moldovei se golesc de... Și au rămas mai bătrâni și bandiții. Au rămas câteva căsuțe unde nu-i nimeni și vin cu desâla și intră în casă. Intră și iată casa, locuiesc, ei n-au documente, n-au nimic. Aici îți grămădesc și beu. Aici, și pentru noi, da, și dincolo, pentru și dincolo la Tamara. Asta e strașnic. La Tamara, e acolo, asta noapte o stat. Frate, el aici o stat. De drept, fiindcă ne-au răspuns că noi nu avem izolator unde să-i punem. Ar trebui organele de drept să ocupi cu cazurile date. Ca de obicei la noi, Moldova, se termină așa, după ce... Tai omul după și atunci ce arată la televizor chiar ce s-a întâmplat. Da, da, ce s-a întâmplat. Doamne ferici cum s-a întors. Ar trebui de luat el putea cu cuțit cealaltă stai pe care. Cineva. Dar cum poliția l-a dus pe ăla? Frate, unul cel mai el e din structurile care au lucrat. Da. Bale, un vine lângă noi. Zi-mi, te rog, cine este acum, Matale, că el are mai multe antecedente, el nu-i... Da, mi-au comentarii... Da, Matale a fost pe loc aici. Și am fost pe loc. A venit poliția și ne-a dus în eroare că el duce de aici. Ce? Și 5-7 minute el a apărut înapoi. Cos că l-a scăpat. Dar cum l-a scăpat din custodia mașinii? S-a format fereastră. Am zis, care fereastră? Nu-i format fereastră. Am solicitat a doua ori poliția. Matale ai sunat la 112? 112 de 3 ori. La secția de gardă la Băsărăbească. Știu un ceas de vreme a venit poliția. Dar pentru un ceas putea să moară jumătate de măhală aici? Pentru un ceas de vreme el ne-a terorizat cuțitul. Eu întâmplător m-am aplicat automat, m-am aplicat capul. Matale ai dar, practică de viață și ești militar. Și el a dat pe deasupra pirmul, eu am luat ceva de jos și el scos aici mai departe cuțitul. Dar Matale zici că el mai are mai multe antecedente, el are mai multe plângeri? S-a bătut de tot. Înseamnă că are 6 dosare intentate și 5 ori adus la poliție. Vine... Salvarea vine, poliția, o grămadă de oameni pentru un idiot și pânsarea el înapoi. Pe unul l-a bătut, l-a luat sănăviață. L-au dus, da, pânsarea iară. O stat 7 ani la Rusia, o stat la Europa, s-a zis, 10 sau 11 luni pentru huliganism. Și ăștia noștri n-au legătură, n-au bază cu Europa și nu pot să-l închidă, fapt, tot. Am apelat astăzi comisarul a dat indicat și a venit a doua oară grupul operativ. Da. Și acum el îmi spune, noi tot să dăm voi să vii înapoi, din cauza că... E huliganism și gata. Huliganism și așa mai departe. Dar în sat, numai eu știu 11 cazuri, bătaie extraordinară. Dar păi ce trebuie, e crimă organizată, asta nu e singur, asta da. E recidivist deja. Are antecedente penale și ar trebui să fie... Eu am mers pe un brățet la picior și în loc să stai acasă, să ideea că aici măhar la mine, că au bătut vecinul, acum în spital, cred că ar să moară. Cred că ar să moară. Popșor. Domnul, da. Și Popșor, el l-a bătut da. Așa tare. Da. Că-i vecinul. L-a bătut și acum așa l-a luat. Domnul ferește. Da, măhar astea toată e bătut aproape. E dâns. E că el l-a dat peste mine, că eu am pus rezistent. Măhar la tătă e bătută. Începând cu ora două, domnul Sergiu, începând cu ora două, jumătate la două, drumurile astea încolo și încoace de dâns și în umbră,
prieteni. Știi să ieși din casă și atât? Da, și la fiecare poartă vine și să-i dăm vin. Băutură. Și mai departe. La mine a fost odată, s-au înțenit, mai mult nu vine. Dar restul la toți, că întrebați toți care se... Păi bătrâni ăștia și poate să o pună rezistență. Păi, care... deși oamenii normali nu pot să odihnească, să trăiască, să stai la poartă. Deși un idiot de ăsta merge cu așa prostii, când copiii îi ducem o gradă, că sunt așa prostii, că nu le-am auzit noi niciodată, nici la zonă nu vorbesc așa ceva. Da. Și acum, la primărie, am adresat, poliție ne-am adresat, nimica. Noi ce am făcut acum aia? Noi am răscolit zăraticul. Eu încă sunt rezistență, dar piața pricesc ca să-i calișească pe una, să-i prindă pe vecini. Asta eu ți-o spun. Astăzi toți vecinii au venit la mine la poartă să apără de dâns. Toți vecinii erau aici, că noi poliția, aș spune ceva de poliție, dar nu am cuvinte. Uite, mă, doi fetele sunt mai puternici ca dânsi. Și? Da. Au venit și... Bă, Ion, mă tare, îi fac serios, ajut să-l reținem. Cum ai eu, persoană cu interesat, cum sunt? Cum să eu să-l rețin? Da. Măcar cătușile nu le-au pus mai băiat, el sare la bătaie față de polițiști. Polițiștii nu puteți să ții, polițiștii bătic și eu au fost după ce. Și polițiștii semn de dâns? Și-a venit altă grupă operativă, cu așa ei doi primi. La câți ani are? Vreo 30 și ceva de ani. 30 și ceva de ani. Da. Da, cu așa e experiență. Ascultă-mă pe mine, eu și-am simțit pe chelea mea. Ce să aștept? Eu să vină la poartă, să-l ucid eu? Dacă m-a ajutat Dumnezeu, da? Sau eu să mă ucid de mine și atunci să fie dosar concret, poate de închis pe dânsul sau pe mine, de pildă, dacă eu am să-i fac ceva. Dar eu doar n-ați pot să... Dar cum să-ți apere familia? Ai copil, ai casă? Am copil, am soție, pum. Da. Și ei așteaptă. Păi că da, a fost tăiat cuiva gâtul, da. Așa o spune poliția, dacă de e gâtul la noi... Legiuni corporale, da, concret, dar păi cine poate să apere? Și la noi aici, băi, Jackie Chan e să apere cuțetă. Da, uite, cuțetă sunt bătrâni. Lelea. Acolo la Nadia, că e Nadia, și e tot, e ca cu Nadia. Stim. Dar puteți măhala era la tine la poartă? Da, da, dar zic că am un Vasile, lăsă de Nadia, că Nadia tot când era poliția. Da. Eu fac apel. Voi vedeți, e chestie personală, aici nu e vorba de obiectivitate sau imparțialitate, aici e vorba de fratele meu Ion, mai mare, e sora mea Dosâia, frații și surorile mele, pe care eu nu-i pot apăra. Eu fac apele către Ministerul de Interne, către Procuratura Generală, în regim de urgență, acele 11 dosare să fie conexate una peste alta și acest individ care terorizează și bate oamenii și îi terorizează că le va tăia gâtul să fie băgat în custodia statului și nu așteptați să întâmple o tragedie, ca să nu spuneți că n-am știut. Eu am văzut multe situații care pe urmă spune că da, noi n-am cunoscut, da, noi n-am știut. Aici oamenii v-au spus-o în direct, de pe lunca, cu gâlnic, au rămas o mână de bătrâni, tăt măhala, eu vă arăt și ceilalți care stau la poartă cu ele, ai văzut că e disfigurat fața, n-are față. Și sora mea mai mare, și pot eu să le fac în statul ăsta? Dar important că veniți să mă iei pe mine de acasă ăștia mascați, dar pe bandiții ăștia recidiviști nu interesează pe nimeni. Ăștia sunt toți bătrâni. Asta e altă vecină. Dacă ăștia sunt bătrâni tăți. Da. De sarul îți vine și ne taie pe tăți. Da. Nadia, ca la tine. Acolo. S-o spus și matale. Da, cum? Dar ei zis ceva că... Da. Săraca Lelea. Da. Dar vă terorizat pe tăți, așa... Doamne ferește! Dar Nadia e persoană sângă în casă. Eu am trăit o viață la casa mea și copiii. Dar tu de ce ai fugit de la tată? Dar matale știi și nii. Dar cum? Știi pe părinții lui că nu mai de săracă. Cu Luba. Și acolo... Da, bă, de unde zici că aici îi terorizează pe toată măhala, i-a bătut pe toți împrejur. Da, pe toți. Ia că aici au venit să grăim, să facem, să scoatem. Unde? La Fuleancă sau și? Da. Dar Nadia, tu? Eu stau și eu cu frica, așa pe rândul. Am ușa să-mi vie rândul și în ea, cred. Ce să-ți vină, doamnă? Eu sunt acolo, sângurică. Și chiar mă tine. Da. Cine nu s-a tine? Dar cum să nu tine? Dar păi, voi, aia este tot măhala, aia ca 1, 2 și cu lelea și cu bani. Una este tot măhala și restul 2, unul împart ce de lelea de o să ia recidivist așa la ieșit din pușcării, aici e ieșit din pușcării și aici, și împart ce de unde drag s-o grămăt pușcăria și ăștia măhala? Dar mă cred să pușcăria și pușcăria, dar măcar și bă, liniștiți, dar pe ei sunt agresivi. Pușcăria nu-i învață minte. Nu-i învață, da. Poliția nu mai e niciodată. Eu sper totuși că noi o să avem reacții de la
Inspectoratul Național de Investigații, INIU, grupul care se ocupă cu crima organizată și cu recidiviștii ăștia, n-am cuvinte. Eu sunt rămas șocat, chiar dacă noi am avut o întâlnire la Baclea cu un grup de oameni, tot satul a venit de urgență aici, era mai mult echipaj de poliție, dar până am ajuns deja au plecat toți. Fac apel încă o dată către Ministerul de Interne. Ocupați-vă în serios de astfel de recidiviști care terorizează satele noastre. Nu lăsați. Mulțumim pentru conexiune, distribuiți mai ales la factorii decizie, la Cernăuțan, la Ministrul de Interne, ăsta e frost nou. Eu am să merg mâine la procuratură cu plângere, la INI, să vedem ce putem face. Nu putem să lăsăm oamenii ăștia, nu-i problema că i-o bătut. Problema nici departe că i-o disfigurat fața surorii mele. Problema e că le-o zis că el la Musara o să iasă din custodia statului, de la Ministerul de Interne, de aici, la Basarabeasca, și o să vină să le taie gât. Oamenii ăștia și trebuie să doarmă cu arma în mână. Sau să nu doarme deloc, să vină ăsta să le taie gâtul, la toată măhala asta să le taie gâtul și poliția, de fața poliției el spune lucrul ăsta, dar în afara poliției ce va face. Astfel de specimeni trebuie închis pe următorii 30-40 ani pentru liniștea satului, că nu-i vorba doar de măhala asta. Ai, Doamne ferește, și vrei, de asta a plecat lumea. Iată, la Lelea are 3 copii și toți plecați în Italia, în Franța, că aici trăiește o soră de-a mea care a fost bătută, Lelea. Eu m-am oprit la poartă la Lelea, că așa e Lelea Dosia, măhala mea părintească, acolo Lelea Catrina și acolo Badea Ion. Ia că așa m-am născut pe toloaca asta. Aici e pustiu, aici e pustiu. Doamne ferește și să te păzească Dumnezeu.